Facturile întârziate de luni de zile vor ajunge la începutul lunii februarie. Acesta este anunțul făcut de reprezentanții Hidroelectrica. În cazul în care se vor simți copleșiți, oamenii vor avea posibilitatea să achite plățile restante și în rate. Însă trebuie să trimită o cerere. Fiți extrem de atenți și atunci când transmiteți indexul. Furnizorii avertizează că în unele cazuri facturile ajung să fie calculate greșit pentru că datele primite de ei nu sunt corecte. După ce și-a triplat numărul de clienți în ultimul an datorită tarifelor mici, Hidroelectrica, unul dintre cei mai mari producători de energie din țară, nu a emis încă facturile pentru populație. Pe grupurile de Facebook create de clienți, oamenii se întreabă când urmează să primească prima factură, mai ales că unii dintre ei așteaptă din iunie. Mi s-a spus că va trebui să aștept până se vor emite facturile. În total, Hidroelectrica are aproximativ 500.000 de, locuri de consum. Cei mai mulți dintre clienți au migrat la compania de stat anul trecut și acum online sau la ghișeele producătorului sunt înregistrate aproximativ 1.000 de cereri noi de transfer zilnic. Am stat jumătate de oră în telefon ca să mă răspund un operator și mi s-a spus că se pare reglementa Hidroelectrica a implementat un nou sistem informatic de facturare, iar reprezentanții companiei lucrează inclusiv la o aplicație mobilă, astfel încât clienții să își trimită indexul și să facă plățile mai ușor. Facturile se transmit zilnic. În februarie, în principiu, estimăm că se intră în normalitate cu toți clienții. Procesul de facturare a început de anul trecut. În cazul altor companii, facturile nu au întârzieri atât de mari, însă unele sume sunt exorbitante. Lucrurile se complică atunci când furnizorul debranșează locul de consum în cazul în care factura nu este plătită la timp. I s-a întâmplat unui bărbat de 90 de ani din capitală. A primit în noiembrie o factură de peste 10.000 de lei, însă nu și-a verificat cutia poștală. Au sunat niște domni, s-au recomandat de la Enel, au sunat la interfon, tata le-a deschis și ei au siguranța din panou. Într-un răspuns pentru știrile ProTV, reprezentanții Enel Energie Muntenia susțin că a fost vorba de o eroare de transmitere a indexului autocitit de către client, pe care au rezolvat-o în urmă cu puțin timp. În plus, reprezentanții companiei le transmit clienților să verifice cu atenție indexul înainte să îl transmită, astfel încât să fie evitate momentele neplăcute. Dacă facturile întârzie prea multe luni și sumele sunt foarte mari, puteți să le plătiți și în rate. De exemplu, la Hidroelectrica găsiți pe site o cerere tip unde trebuie completate informațiile personale, dar și date referitoare la facturile care cer plata eșalonată. Aceasta va fi împărțită în maximum 6 rate lunare și egale, iar prima tranșă va fi plătită împreună cu factura curentă. La fel proceda și dacă vă numărați printre cei 3 milioane de clienți NEL. Atenție însă în acest caz, pentru plata eșalonată trebuie să achitați un avans de 30% din valoarea totală a facturii și apoi să transmiteți cererea scrisă cu o copie a dovezii de plată și o copie a actului de identitate. În paralel, și Autoritatea de Reglementare în domeniul energiei promite o nouă campanie de informare a clienților care vor să-și schimbe furnizorul. În ultimul an, instituția a primit aproximativ 40.000 de sesizări și reclamații, aproape dublu față de anul anterior.